Bine v-am regăsit! Dacă în edițiile anterioare am vorbit despre apostazie, despre valul acesta de apostazie care bântuie în noua Europa, în acest punct al discuției, în această nouă întâlnire, împreună cu pastorul Marius Biogean, director al Seminarului Baptist Timișoara, doctor în teologie, dorim să înțelegem ceva din mărturia Bisericii lui Hristos. Cât de mult Biserica lui Hristos se mai apropie de îndemnul cristic, sarea pământului și lumina lumii? Cum își păstrează Biserica lui Hristos mărturia? Ce înseamnă să fii cu adevărat absorbit de cultură sau să influențezi cultura? Sunt întrebări pe care, evident, le vom analiza și le vom aduce într-un anumit context. Mulțumim că sunteți din nou alături de noi. La fel ca și la emisiunile precedente, mulțumire este de partea mea, recunoștință pentru această frumoasă provocare de a participa la aceste emisiuni, inclusiv la emisiunea de față. Mulțumim încă o dată și, evident, cum ne-am obișnuit pe telespectatorii noștri, vom aborda un pasaj ancorat cultural, evident, dintr-o carte pe care am mai adus-o în discuție, Un Europa Cristiană, Joseph Weiler, constituționalistul care s-a luptat pentru ca rădăcinile creștine să fie menționate, amintite în tratatele Uniunii Europene. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru, însă profesorul Weiler aduce la un moment dat în discuție un concept, și anume ghetoul creștin. Este evident o întrebare și mai apoi intervine explicația. Gândirea creștină și integrarea europeană par să locuiască azi în lumi diferite, spune profesorul Weiler, care se exclud una pe alta. Creștinismul nu intră în câmpul vizual al integrării europene, iar Europa, se pare, nu mai face parte într-o manieră semnificativă din preocupările creștine. Elementul cel mai frapant al tabloului nu este anticreștinismul cristofobilor, ci lipsa de reacție a creștinilor. Primii au ridicat un zid între conștiința de sine acceptabilă a societății și creștinismul viu al societății, căruia i s-a permis numai spațiul privat. Dar creștinii înșiși s-au izolat de societate cu un zid încă mai redutabil, un zid intern pe care singuri și l-au ridicat și pe care l-au impus tuturor creștinilor ca singur acceptabil pentru un comportament social decent. Creștinismul occidental european s-a auto-ghetoizat, spune profesorul Weiler. Domnule Marius Biogean, diagnoza profesorului Weiler indică un anticreștinism al cristofobilor în contrapondere cu auto-ghetoizarea creștinismului occidental european. Își revendică verosimilitatea o atare analiză sau zidul de care vorbește Weiler este de fapt un mecanism de protecție pe care creștinii l-au ridicat contra culturii toxice? Este posibil și una și alta, da. E o temă interesantă, intrigantă și comportă multă, multă discuție. Apropo de termenul ghetto, da, ne duce cu gândul la faimoasele sau infamele, mai degrabă, ghettouri evreiești din Varșovia, din Cracovia, din zonele dominate de naziști. Întrebarea este, cine l-a creat la urma urmei, prima dată, da? Nu cumva a fost tendința societății evreiești din vremea respectivă de a se strânge împreună și apoi a fost foarte ușor, fiind împreună, să fie puși în spatele unor ziduri și să nu li se dea voie să iasă de acolo de către autoritățile naziste. E o dramă ce s-a întâmplat atunci cu populația evreiască din Europa, Europa centrală și de est. Și este o dramă, da? Din punct de vedere spiritual, a ceea ce se întâmplă astăzi cu biserica creștină, da? Din Occident, în care, așa cum profesorul Weiler a scos în evidență, asistăm la acest dublu fenomen. Pe de o parte, reacție tot mai ostilă a societății, această cristofobie la care am făcut referire și în emisiunea anterioară, și această autoizolare sau autoghetoizare a bisericii creștine. Acum, spuneam că e posibil ca răspunsul să fie și. Adică mă gândesc, de exemplu, la
ce s-a întâmplat în România, în țara noastră înainte de 89, în vremea comunistă, când autoritățile comuniste au impus privatizarea fenomenului religios și au spus: n-aveți voie să vă implicați social, de asta ne ocupăm noi, se ocupă statul, treaba voastră este credința voastră pe care trebuie să o mențineți doar în bisericile voastre, în comunitățile voastre. Și a existat încercarea aceasta de ghetoizare a creștinilor, mă refer acum la creștinii evanghelici în mod special, pentru că știm atât de bine istoria aceasta, n-am putut să ne manifestăm public credința. A venit anul 90, a venit libertățile și zorii libertății și ne-am trezit, da, dintr-o dată în fața unor provocări, unor libertăți pe care nu le-am visat vreodată. Rugăciunea fratelui Liviu Olah, de altă dată din anii 70, s-a împlinit. Am putut să ducem Evanghelia pe stadioane, în casă de cultură, să intrăm în spațiu public. Multe biserici creștine au început acțiuni sociale, educaționale, școli, mergând până la universități, eu știu, implicare socială, implicare pe tărâmul medical, al asistenței medicale și așa mai departe. Însă, asistăm în zilele noastre, vrem, nu vrem, la o autoghetoizare. Parcă în fața acestui tăvălug al lumii seculare și al culturii care se strică tot mai mult, a culturii decadente, noi, fără să ne dăm seama, poate, ridicăm ziduri. E mult mai simplu și mărturisesc lucrul acesta din perspectiva unui pastor, a unei biserici în care cea mai mare parte a timpului meu îl petrec în cadrul bisericii în care slujesc, în contact cu membrii comunității din care fac parte și poate prea puțin, da, în contact cu seminii mei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne întoarcem înapoi la chemarea bisericii. Când Hristos a spus: voi sunteți sarea pământului și lumina lumii, și a folosit acele două metafore foarte elocvente, da, în predica de pe munte, definind identitatea bisericii. El nu a folosit un imperativ, El nu a spus: voi fiți sarea pământului, voi fiți lumina lumii. A fost doar un indicativ, da? Voi sunteți, vreți, nu vreți, în virtutea faptului că sunteți asociați cu mine, voi sunteți sarea pământului. Sarea a avut și are proprietățile evidente, da? Sarea de gust mâncării. Sarea e un simbol al purității, da? Sarea conservă alimentele. Factorul acesta conservant, conservativ al sării este foarte important. Și când Domnul Iisus spune: voi sunteți sarea pământului, El a vrut să înțelegem că prin acțiunea noastră tainică, la fel ca sarea, da? Puțin la număr, poate o minoritate, înconjurați întotdeauna de o lume ostilă, noi dăm gust societății și noi oprim putrefacția morală și spirituală. Rolul creștinilor este să oprească dezvoltarea galopantă a nelegiuirii, a păcatului, și prin influența tacită, dar și mai publică și mai clar exprimată a copiilor lui Dumnezeu în societate, la toate nivelele, în toate departamentele, dacă vreți, în toate sferele sociale, creștinii trebuie să fie o mărturie pentru Hristos. Ori aici văd două pericole când ne referim la chemarea creștinilor de a fi sarea pământului și lumina lumii. Un pericol este pericolul sincretismului, la care Domnul Iisus face referire atunci când spune: dacă sarea își pierde puterea de a săra, prin ce își pierde puterea de a săra? Atunci când este contaminată de alte elemente, da? Atunci își pierde puterea de a săra. Deci, într-o altă evanghelie, în Evanghelia după Marcu, există un imperativ. Acela este un imperativ, într-adevăr, în care Domnul Iisus spune să aveți sare în voi înșivă. Da? Să nu vă pierdeți prin sincretism, prin amestec cu alogeni, cu alte substanțe. Da? Să nu vă pierdeți identitatea. Acesta este pericolul sincretismului. Creștinul devine ca lumea. În una din emisiunile anterioare ne-am referit la pericolul acesta al relevanței prost înțelese vis-a-vis de o contextualizare normală și corectă.
Dar celălalt pericol la care face Domnul Iisus referire, mai ales asociat cu imaginea luminii, da? Cu metafora luminii, cu lampa care nu e pusă sub obroc, da? Lumina este pusă la loc vizibil ca să lumineze celor ce sunt în casă, spune Mântuitorul. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu care este în ceruri. E bine, pericolul celălalt este pericolul izolării. Da? Atunci când ne autoghetoizăm, cum spune profesorul Weiler, când ridicăm noi niște ziduri față de oamenii pe care paradoxal suntem chemați să îi îndrumăm spre Hristos. Ori dacă noi ne autoghetoizăm, ne pierdem contactul cu ei, cine le va spune? Aici este pericolul și aici trebuie să medităm îndeajuns. Și cred că o atitudine, de o doză sănătoasă de înțelepciune și de discernământ ne va folosi. În sensul că ne-a trebuit să ne preocupe, să fim preocupați, șocați, bulversați de cât de rea e societatea, cât de ostilă este creștinismului, valorilor în care noi credem. Asta e realitatea. Asta ne-a spus de mult Scriptura. Asta ne-a avertizat Domnul Iisus, să nu vă mirați dacă vă urăște lumea. Ce ar trebui mai degrabă să ne uităm la noi și să vedem. Sunt eu sare? Sunt eu lumina lumii? Nu m-am amestecat? Sau nu m-am izolat de cei din jurul meu? E foarte important în acest context sarea pământului și lumina lumii. Profesorul Weiler vorbește în textul din Europa creștină, Europa creștină, despre lipsa de reacție creștinilor. Și aici întrebarea legitimă este, care ar trebui să fie tipul de reacție pe care creștinul ar trebui să-l manifeste în spațiu public? Pentru că și în România, nu doar în Europa, am văzut diverse tipuri de reacție a creștinilor. Care sunt acele modalități înțelepte de a ne raporta public la tipul de reacție cu impact, cu înțelepciune? Aș face referire la tipuri de reacție pe care nu ar trebui să le încurajăm. Unul dintre ele este aroganța, da? De multe ori s-a imputat creștinilor și uneori trebuie să spunem pe drept cuvânt de anumită aroganță, de o aroganță care pornește din caracterul exclusivist. Da, creștinismul este o religie exclusivistă și mărturisesc și spun aici cu toată convingerea și fără nicio rușine că eu cred din toată inima în exclusivismul cristic, în faptul că el a spus: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Doar El este singurul care poate mântui. Doar credința în El poate duce mântuirea. Din punctul ăsta de vedere, creștinii n-ar trebui să fie apologetici sau să se simtă vinovați. Este una să spui lucrul acesta în umilință, ca unul care a ajuns prin harul lui Dumnezeu la această convingere, și alta este atitudinea aceea de aroganță, de a crede că tu, da, deții monopolul adevărului, că datorită ție că ai fost mai deștept sau că eu știu. Această aroganță a superiorității creștinismului prin negarea unor trăsături sau unor situații istorice mai puțin glorioase. Atunci când romanțăm istoria creștinismului, suntem în pericol. Atunci când o luăm ca atare, cu bune și cu rele, cu episoade urâte, cum au fost cruciadele sau inchiziția, și ne-o asumăm, atunci venim cu picioarele pe pământ și căpătăm acea doză de smerenie. Pot să afirm credința creștină, credința mea în exclusivitatea ofertei lui Hristos. Pot să chem oamenii la ascultare de Hristos și să, în spiritul a ceea ce Pavel spune în Corinteni, să fac orice gând rob ascultării de Hristos, dar într-un duh smerit, așa cum mă îndeamnă Petru, de exemplu, cum ne îndeamnă: fiți gata să dați socoteală tuturor de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Când convingerile puternice pe care le avem cu privire la ce credem, și aici aș vrea să avertizez, da,
Și avertismentul acesta să nu fie pe un ton de judecată, perceput pe un ton de judecată, ci un avertisment colegial, frățesc, celor care astăzi sunt timorați, pentru că această autoghetoizare în lumea occidentală a pornit de la și parțial de la această timorare pe care creștinii o simt. Ei simt copleșiți de lumea seculară și atunci, în încercarea de a atenua simțământul acesta, ei dau un pas înapoi în ce privește convingerile. Acum nu e timpul să renunțăm la convingerile noastre. Acum e timpul în care trebuie să ne asumăm cu cea mai mare fermitate convingeri biblice solide despre ce înseamnă credința creștină. Despre faptul că credința creștină este, din punct de vedere rațional, cea mai coerentă credință. Da, nu răspunde la toate întrebările la care noi am vrea răspunsuri, dar ea are răspunsuri valide, pentru că ea se bazează pe revelația infalibilă, inerantă, a cuvântului lui Dumnezeu. N-ar trebui să cedăm din punct de vedere al convingerilor. Dar aceste convingeri, chiar dacă le susținem până la ultima picătură de sânge, dacă vreți, o facem cu delicatețe. O facem cu dragoste, o facem în smerenie, o facem ca niște oameni păcătoși care nu avem nimic în plus față de semenii noștri care nu-L cunosc pe Hristos, ci doar faptul că am primit lumina lui Dumnezeu și harul Lui prin care vedem astăzi lucrurile așa cum Dumnezeu vrea să le vedem. De aceea, acesta este sfatul meu și aici cred că este atitudinea aceea înțeleaptă, înțelepciunea care vine de sus, despre care Iacov ne vorbește. În modul în care, pe de-o parte, nu renunț la convingerile mele, nu retractez convingerile biblice, n-am de ce să-mi pară rău pentru faptul că sunt creștin, că mă afirm identitatea, da? Nu trebuie să schimb aspectul acesta de proclamare, nu trebuie să renunț la a chema pe oameni la pocăință de păcatele lor. N-am de ce să o fac. Dar cum o fac? Și cu ce duh o fac, cu ce atitudine o fac, asta contează. Poate că este potrivită în context analogia cu acea lucrare și evident cu viața, cu viziunea acelui om. Dietrich Bonhoeffer la un moment dat vorbește despre prețul sau costul uceniciei. Cred că aici, pentru telespectatorii noștri, dacă fi să legăm într-un context nefast al nazismului, acest om și modul în care a înțeles să reacționeze din perspectiva creștinismului a fost de impact. Chiar dacă putem discuta de anumite chestiuni istorice care au îmbrățișat viața acestui om, Dietrich Bonhoeffer. Absolut. Și el ne avertizează de pericolul harului ieftin. Da? Să nu cumva să cădem în harul ieftin, să ieftinim harul scump al lui Hristos și ce înseamnă a-L urma pe El într-o societate ostilă, cum a fost societatea nazistă de atunci și cum, din păcate, devine tot mai mult societatea în care noi trăim. Care este linia de echilibru? Ați răspuns în mare parte, dar ca o concluzie a discuției noastre, care este linia de echilibru, de disociere între a fi izolat de cultura toxică și a influența cultura prin adevărul lui Hristos, fără a fi absorbit de cultură? O bună întrebare și cred că răspunsul la această întrebare ar putea fi formulat sub forma unui clișeu sau unui slogan, ar putea spune cineva, lăsați biserica să fie biserică. În momentul în care ne concentrăm asupra acestui aspect și lăsăm ca biserica să fie biserica așa cum a fost ea concepută de celea care este mântuitorul ei, capul ei glorificat Domnul Iisus Hristos, atunci există un răspuns la această întrebare. Dacă biserica este ceea ce trebuie să fie într-o societate, sarea pământului și lumina lumii, stâlpul și temelia adevărului, dacă focalizarea noastră trebuie să fie pe facerea de ucenici, împlinirea marii însărcinări și nu pe câștigarea războiului cultural, nu pe creștinizarea societății. Există o întreagă ideologie în Statele Unite, naționalismul creștin,
pornit de o anumită viziune escatologică, că biserica poate aduce împărăția lui Dumnezeu. Este o iluzie. Întoarcerea înapoi la creștinătate, la ceea ce a fost creștinismul înainte de perioada iluministă, este o iluzie. Noi nu suntem chemați să câștigăm războiul cultural, nu suntem chemați ca prin acțiunea noastră politică să impunem moralitate publică, dar suntem chemați prin influența noastră, tacită, dar și vocală atunci când ni se cere și când putem să ne afirmăm punctul de vedere, să influențăm și influența creștinilor care își trăiesc menirea, este una puternică, la fel ca sarea. Da? Scopul nostru este, nu trebuie să fie asupra impactului și rezultatelor. Scopul nostru și focalizarea trebuie să fie asupra ceea ce trebuie să fim noi. Aici trebuie să lucrăm. Să ne păzim de sincretism, să ne păzim de izolare. Să fim Biserica lui Hristos. Să fim acea voce a speranței lui Hristos într-o lume disperată. Să fim oameni care să oferim resursele inepuizabile ale lui Dumnezeu, pe care El ni le-a dat prin cuvânt, prin Hristos, prin Duhul Sfânt, acestei lumi care moare în păcat și care însetează, e flămândă după adevăr. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Și acest amin e cu adevărat această încredințare că Dumnezeu poate să facă prin mărturia bisericii Lui ca această imago Dei, această imagine a lui Dumnezeu în lume să nu fie o metaforă, ci să fie o realitate. Vă mulțumim din toată inima că ați fost alături de noi în călătoria aceasta și fiți deplin încredințați că adevărul neschimbător al Scripturii este îndeajuns pentru a răspunde oricărei nevoi ale sufletului uman. Fiți binecuvântați!